Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii. Și bonjurică, bonjurică, na, ce să facem acum? Și 20 de minute era normal, dacă lucrurile mergeau bine, mai câștigam 3 minute. Da, așa e, sunt 15 minute peste ora 9 și 2 minute și îi spunem bună dimineața. Bună dimineața, tarafului Morning Glory. Da, suntem aici aproape toată familia Rapandulea. Lipsește la doctor Agoș? Sfânta, da, sfânta masă de studio de Paști. Și n-am pus greu. Nimic pe masa asta, pe bun. Da, n-am pus nimic, da, da, așa este. Dar, e un pește. Da, măcar atât. De bibelou. Un simbol, da, un simbol creștinesc. Și l-am rugat pe Sergiu, în afară de a ne povesti ce mai face câinele veioză, pe care... Da, cum îl cheamă pe el, de fapt? Îl cheamă Pixel. Pixel, zis, da, veioză, zilele astea. Da, încă mai are veioză? Mai are veioză, da. Și-a cam distrus abajurul, e al doilea pe care îl rupe. Intră cu capul, cu abajurul în toate alea, în pereți. A luat varul, a distrus. Eu l-aș lăsa în curte, așa, și o pe grădina. Păi face asta, nu? Stai liniștit, adică nu e ca și cum... Ți-ai luat excavator, am înțeles. Și cât mai se mai preconizează că rămâne halul ăsta? Nu știu, mergem zilele astea acum să-l mai vadă, să vedem ce se întâmplă, cum arată. Dacă renunțăm la veioză sau nu. Sau schimbați becul. Sau la câine. Sau la câine. Păstrați abajurul. Se înlocuiește cu totul. Da. Da. E, vom vedea. No. Da. Ai spus om și bineînțeles, om. Ne aducem aminte că la masa de Paști lume multă, oameni puțin. Exact ca în viață. Da, da. Și de asta l-am rugat pe Sergiu, el fiind un sociopat perfect, să ne ajute să... Adică mai bine ca un sociopat, nu cred că se ferește nimeni. Un de sociopat nimic. Mizantrop, adică... Și asta. E... Și asta, da. Din două părți. Ce, Muhăi? Mi-a adus aminte de jingle-ul acela pe care l-avem noi. Care? Cu mizantrop. Hopa hop? Da. Hopa hop, sunt mizantrop. Iată. L-am dat? Cred că l-am dat o dată de două ori. Putem să-l mai... Ce-ai făcut eu cu el? Ia caută, unde mizantrop. Unde e jingle-ul? Că-s curios, eu nu știu pe ăsta. De ce nu știu? Se dă rar. Se dă rar, se exact. Dă rar. Se dă pe... Ce-ai făcut eu cu el? Eu cred că l-ai ascuns. Opașa. Nu are. Opașa. Dar caută după mizantrop. Aici nu pot să caut în asta. E, nu pot să cauți. În asta la altă. În aia la altă, da. Așa. Așa. Unde l-ai fi pus eu? L-ai pus bine, de aceea nu l-am mai dat. L-ai păstrat pentru zile mari. Uite, este o zi mare, a venit Sergiu în studio. Îl căutăm. Insistăm. Da, dar insistăm. De ce crezi că avem, lăsăm, avem blanc pe post? Nu, da, aia încercam și eu să nu se cadă lumea că s-a pierdut semnalul. Bă, mizantrop, dar au închis da, postul. Stai mă puțin așa. Nu se poate. Deci... Poți să ridici un pic ca la calculator, te rog? Da. Asta e de e... Las-o pentru glume. Glume. Hai, să zicem. Le-am ridicat la rang de glume. Da, glume. Da. Eu sunt mare, eu totdeauna am fost mare fan de glume, unchiul Mirel, glume de tată. Totdeauna mi-a plăcut. Da? Da. Nu știu de ce. Chiar nu știu. Faci. Nu sunt de acord, dar dacă insiști, înclin spre părerea ta. Bun și asta. Bun, am găsit rubrica noastră celebră numită Hopa Hop. Sunt mizantrop. Ce ne place la oamenii care nu ne plac? Exact, e asta. Eu doar la rubrica asta vreau să vin. Așa. Eu așa. Cum supraviețuiești mesei de Paște în familie? În
primul rând cu greu. Am făcut un pic de research așa ca să vedem ce și cum și am scris, am găsit niște sfaturi și primul care mi se pare mie poate cel mai important este că trebuie să te pregătești pentru chestia asta și trebuie să ai câteva gadgeturi la tine care sunt foarte importante și te pot ajuta. Trebuie neapărat să ai la îndemână întotdeauna, fie că pleci, fie că ești acasă, trebuie să ai o baterie externă, da? Că nu vrei să riști să rămâi fără baterie la telefon și să fii forțat să socializezi cu familia, nu? În timp ce telefonul e undeva la încărcat. Da, adică departe de tine. Da, da, da. De obicei prizele sunt departe de locul în care te afli. Exact. Mai ales dacă stai pe canapea, nici nu poți să te miști, stai între doi unghi. Nu poți să te ridici. Îți ajunge și masa până aici. O canapea aia lăsată, știi? Da, știi cum e? Da, canapea din de 3 persoane, dar voi sunteți 3 jumate. Da. Știi că dacă ai mai multe familii la masă, sau mă rog, așa, nu se ajunge niciodată scaunele. N-are nimeni atâtea scaune. Și întotdeauna să fie un scaun mai mic, știi? Cineva care e aici undeva. Știi? Sau pe canapea. Sau dacă pe canapea. Masa se pune la canapea, de obicei asta se întâmpla la mesele noastre din familie. Da. Canapeaua era mult mai jos decât masa și în plus dădeai și cu genunchii în partea din mijloc a mesei, pentru că era o masă din aia pliabilă. Și se desfăcea, dar mijlocul rămânea ferm. Da, pe atunci mijlocul ăla era mai îngust totuși. Acum nu era îngust. Nu, era lat. Se făcea și mai mare masa. Niciodată nu cred că a fost întinsă la maxima capacitate, că n-aveai unde. A. Dar puteai ști că la nevoie poți să o faci, dar nu în casa aia. Era din aia de 12 persoane. De 12 persoane. Da. Niciodată nu, nu n-a mers. Plus că pierdeai canapeaua. Adică puneai 3... E, mai hai maxim 4 pe canapea, mai dar pe restul chiar n-aveai unde și nu mai puteai să treci nici la baie, nici la bucătărie. La continuare, cineva mânca de pe balcon, știi? Da. Aveai aia de pe canapea, acolo rămâneau până la sfârșitul mesei. Da. Acolo se așeza și n-avea probleme cu la prostată, știi? Păi dacă se puneau invitații și după aia se trăgea și masa. Așa se făcea de picii. Dar nu puteai să o ridici, pentru că făceau flambau. Nu puteai, nu, că marginile. Toate farfurile, toate platourile. Toate. Deci era absolut imposibil. Dacă se pe canapea... Știi că dacă era ceva în capăt care punea coatele, că se ridica... Da. Ăla ultimul care mânca trebuie să-și pune și puțin în farfurie. Aici depinde foarte mult cum aveai piciorul de sub masă. Că erau și alea pe diagonală și alea în formă de triunghi. Era în formă de triunghi care, da, într-adevăr, făcea. Dacă puneai pe stânga, pe colțul din stânga se flamba toată aia sau pe dreapta. Dar mai erau și cu două picioare, stânga-dreapta. Da. Atunci era mult mai stabil. Mai rar oricum. Da. Am avut și de aia și de aia. Da. Așa, e bine să ai, am zis, e bine să ai bateria asta și dacă, nu știu, dacă încep să vorbească cu tine, să-ți dea sfaturi sau să te întrebe când ne faci un nepoțel, da, astea clasice, ce mai se întreabă la masă când nu vă mai vedeți de multă vreme, statul pe telefon s-ar putea să nu fie de ajuns ca să-ți distragă atenția și îți trebuie o pereche de căști. Ai nevoie de o pereche de căști ca să... preferabil una de aia cu sistem de la de soacră cancelling, noise cancelling, știi? Să nu... Deci mari, ca să vadă lumea că ești cu căștile pe urechi. Și e important, da. Ca mai sta mama ca în taxi. Cu căștile alea. Da, exact, ca în taxi, exact. Eu cred că de asta au fost inventate căștile astea mari. Da. E adevărat că persoanele mai în vârstă, unchiul Mirel, tușa pușa, ăștia, membrii familiei, sunt atrași în timpul meselor asta de familie, în care oamenii ar trebui să destindă, să nu discute în contradictoriu, să nu se certe, să nu ajungă la jigniri, să nu-și aducă aminte de o râcă mai veche, să nu repetăm istoria, să nu îl înjunghineam din nou pe domnul nostru Cezar și să îl vadă din nou pe Brutus printre atentatori. Chestiile astea. Dar de obicei ăștia mai în vârstă sunt și foarte agresivi. Cu cât sunt mai sedentari, cu atât sunt mai agresivi și se implică și în probleme globale. Da, normal, trebuie să verse tot ce... Adică a fost o vreme, de exemplu, că mi-e teamă că a și picat așa când a făcut mă valisteria în accidentul ăla. Nu, chiar nu mai, mai țineți minte? Nu mai țin minte, nu știu. A făcut valisteria în un accident. 99. La Eva. În ce lună? Ia vezi. Septembrie. Deci a reverberat chestia asta și la multe mese de familie, probabil până în Crăciun, s-a discutat despre Valisterian. Accidentul lui domnului nostru Valisterian. Groaznic. Ei, acum, de exemplu, dacă cineva te întreabă de Gianina Corondan,
ce a făcut. Da, trebuie genina corondan, din dată și drogată. Din nou, ca la orice, e bine să te pregătești dinainte, da? Adică să vii cu temele făcute și trebuie să-ți pregătești niște întrebări. Discuți sau nu discuți? De fapt, asta era întrebarea. Nu te discuți. Implici în cazul genina corondan nu sau discuți leviți? Deloc, nu, niciun caz. Pregătești că tu niște... vii de la București, da. Tu știi mai bine. Poate și fost coleg cu ea la ProTV, nu? Sau... V-ați dat cu rolele împreună. Hai că simt că începe, trebuie să pregătești niște întrebări cu care să deviezi discuțiile, asta e, știi? Dacă are o părere, taică tu sau mai știu eu care, despre Gianina Corondan sau așa, e timpul să întrebi pe maică dacă care e rețeta de la drob, știi? Că începe și zice și îți povestește cum se face cu adevărat, nu știu, e important, da, să deviezi discuțiile. Stai așa să nu uit, da. Care, exact. Cum ați făcut globul ăsta? Da, exact. Stai, că vreau să întreb. Asta e important, să pregătești niște... Și după aia cineva de la masă o să spună, știi cine făcea un drob bun? Și iată, de aici... Și de aici pleacă... Și poți să te și retragi încet, știi? Sau poți să faci chiar tu, și, adică arunci tu grenada și fugi. Să spui telefonul la încărcat. Ăla e momentul când chiar ar trebui să mimez că... Ți s-a terminat și bateria externă, mm-hmm, și trebuie chiar să-ți pui telefonul la încărcat și îi lași să se sfârșie între ei. Și ți iei popcorn de... Da. Și tu doar spui, el. Mulțumesc pentru rețetă. Știți cine făcea un drop bun? Și e fugit. Asta zic, ar fi soluția, nu? Da, nu, e clar o soluție foarte bună. Deci... Opa, hop, sunt mizantrop. Ce ne place la oamenii care nu ne plac? Când vin... Am la un moment dat cu mizantrop. Da? Da, ca să știe lumea. Bine, nu știe lumea ce înseamnă mizantrop, dar altfel... Da, și asta e adevărat. Da. Trebuie să mănânci mult? Adică te bate Dumnezeu dacă nu faci toxinfecție sau indigestie? Așa se zice. E o datorie morală față de familie, datorie națională să mănânci cât mai mult de Paște. E chestia asta. Și aici trebuie să pregătești terenul încă de pe acum. Ar fi bine să dai un mesaj maică-ta lui soacră-ta, să le dai câte un mesaj, să le zici că mă doare puțin, mă jenează în partea dreaptă, știi, am aici o problemă, am o problemă la stomac, știi, ca să ai o scuză să nu mănânci prea mult atunci când... vă întâlniți la masa de Paște. Da. Familia de obeji ar trebui să se numească familia Glandea? Toți? Glandea. Nu. Am întrebat. Eu am răspuns. Uitaserăm, da. Da. Și tot așa în ideea asta, că știi cum se întâmplă, că toată lumea aduce mâncare, indiferent la cine se întâmplă, aduce fiecare câte ceva de mâncare. Adică, na, trebuie să se laude fiecare cu ce a făcut, cozonac, cu drobul, friptura, na, nu poți să le lași acasă. Și trebuie să-ți golești dinainte, să-ți golești frigiderul și dulapurile sau cămara. Închiriel faci... frigidere, cred că ar fi o afacere. Da. Cum e spațiu de depozitare, cum închiriezi spații de depozitare, da? Știi, închiriezi cămara. Cameră frig. Da. Cameră frig, da, trebuie. Îți faci pe balcon, cameră frig. Închizi frumos, bagi în aer condiționat, știi? Nu ai treabă. Da. Și așa, e groaznic. V-am învățat cum să faceți și bani. Gata. Da, tu știi că mi-am adus aminte de o mai veche reflexie de-a mea. Că, în mod normal, când e cald afară, noi putem trăi în mașină și la poștă. Da. Și în toate birourile la 16 grade. Da. Cât pe 16 grade, cât ți îngheață capul, faci brain freeze în momentul în care ai intrat acolo și ești gata tuflit. Dar când sunt 16 grade afară, dă drumul la căldură în mașină. De ce, Sergiu? Pentru că vrem ce nu putem avea. Iată! Ajungem la vorba, nu-i așa, formației vocale instrumentale YouTube. I still haven't found what I'm looking for, da? Asta e, despre asta e vorba. Săra cu Bono. Da. Ce cu el? Ah, bă! Ce? Cum? A pățit ceva? A murit? Nu. A murit chitaristul de la ABBA. Da, mă, ABBA. Da, mă. Avea chitarist ABBA? Da, băi, îi plăcea ABBA în secret. Cum? Avea chitarist ABBA. Îi plăcea în secret când era tânăr, îi plăcea ABBA. Și n-a putut să spună că trebuia să fie macho. Se vede ce aici. Mi-aduc aminte, da. Aceeași dramă o trăiește Dobrovolski, am înțeles acum.
că nu, nu poate să admită, s-a apucat de box ca să nu admită că îi place Boniem. Sunt curios să văd când o să poartă ochiari din aia portocalii. Are deja. Are? Păi da, îi place Bono, n-are cum. A, îi place Bono? Păi da, cum? E idolul lui, știe. Deci de aia s-a apucat de box. De rost toate versurile. Și în engleză le știe. Oh. Da, vorbește engleză și șapte limbi străine. Da. Am fost de două ori la box, nu știam că îmi place Boniem. Aia de la box am înțeles pe modelul ăsta de Boniem își băgau prosopul, că se fura în vestiar. Da. Își băgau prosopul în, în pantalon de concert. Dinți, ca să nu-i dinți, da. Mm. Înșelătorie. Exact. Asta nu mai ziceți practică. De filtrele de Instagram. Da. Așa. Ce facem, cum răspundem la întrebările, cum vi se pare cozonacul? Greu. Pentru că e și mama și soacra. Ai adică problema. Sunt situații că sunt amândouă și o să te întrebe cineva la un moment dat cum ți se pare cozonacul. Care e mai bun? Aole, dacă te... Da, întreabă, de fapt. Care e mai bun? Care să afle care e mai bun, ca să bage râcă, știi? Da. Și ești prins, nu, n-ai cum să ieși basma curată din chestia asta, n-ai cum. Basma curată. Curată, basma curată. E o literață la basma. Doamne ajută! Basma curată. Eu m-am gândit la doamnele mai în vârstă, basma curată. Dar știi de ce te-ai gândit tu la doamnele mai în vârstă? Pentru că ești foarte prost. Mai ești basmatic, urață. Da. Și bineînțeles, un chinez nervos îți dă orez basmătii. Morning Glory, Morning Glory. Se duc sau se întorc cocorii? Și bonjurică, bonjurică. Ne cerem scuze acum în direct la ore de maximă audiență de la colegul nostru Ciprian Muntele și de la toți colegii de la Rock FM, că ne-am răzgândit, că am zis că plecăm joi în vacanță. Adică ne-am răzgândit, adică eu, că îmi place să vorbesc cu respect despre mine. Și am anunțat ieri că plecăm mâine. Na. Adică nu azi, ci mâine. Că inițial trebuie să plecăm joi. Da. Da. Ciprian era pregătit. Uh-huh. Era... Alarma setată. Acum el nu știe ce să gătească, pentru că, știi, s-a devansat chestia și cred că o să facă iarăși pesto din miel. Și-a cumpărat miel și face pesto de miel. Iu. E cea mai sigură metodă de a avea un miel bine gătit în cazul lui Ciprian. Că-l faci pesto, cât se mai încălzește el în blender, îi crește temperatura, se și gătește și de asta nici nu riscă să-l ardă și îl mănâncă ușor, mm-hmm. Nici nu atacă gingia, la fel face și cu cozonacul pe care îl face el, pentru că având multe coși de nuci e periculos și de asta îl bagă în blender și în felul ăsta pot să mănânc și cozonac. Și cam toate rețetele lui sunt făcute din pesto. El are o masă pe care are numai pesto din toate preparatele tradiționale. Pesto de drob, pesto de ridic, nu? Pesto... Da, din toate. Pesto tot. Da, pesto tot are pesto, da. E foarte important. Urmăriți-l pentru mai multe mâncăruri distruse. Și în rest, apropo de distruse, dezastru, cum prăpăd, stai, cum ar fi, dacă era în presa din România, Sergiu, cum era, prăpăd pe străzile sau... Catastrofă. Depinde. Pe străzile din San Francisco. Ah, prăpăd, da. Prăpăd? Da, da. Mai găsești o formulare? Nu vine acum, nu. Trebuie să-mi zici până la capăt. Mașinile fără șofer, cum sunt și mașinile de la din trafic, doar că, adică le pun șoferii la mișto, îți dai seama, că sunt oameni luați de pe stradă. Deci ia, condu-mi mașina asta. Da, nu, prăpăd ar fi deocamdată. Prăpăd, da. Pagubă, da. Ravagiu. Da, ravagiu, da. Familia Ravagiu. Devastare. Fac ravagii. Fac mașinile fără șofer. Fac ravagii. Da, prăpăd. Fac prăpăd. Fac prăpăd. În stânga și în dreapta. Da. Fac prăpăd în jur. Da. Exact. Așa. Într-un mașină mare oraș. Dezordine. Știi, ca să dai într-un click, mare oraș din San Francisco. Să vezi după aia, dacă nu e la noi în țară. Da. Știi. Păi da, pentru că le lasă să meargă la vale singure și... Ce rămâne în sticle e dușmanie. Asta e de la masă. Da? Da. Ne-au ajutat ascultătorii. Da. Caravagi. Ajunge animalul cât ai băut. Asta e spre finalul mesei. Da. S-ar putea și la al doilea pahar.
Bine, unii își fac, beau și înainte de masă să-și facă curaj. Da, da, da. Totuși, să pentru întâlnirea cu rudele. Da, unii, da, aia zic, și înainte să vină invitații, da. Da. Unde ai sifonul? Prebăut. Ai pus o fiert în drob? Poftim? Ai pus o fiert în drob? Ah. Se pune, nu? La mișcare. Da, se pune, da, se pune, da, nu? Da, păi, tocmai. Da. Mie de ce nu mi-ai dat felie cu ou? Aia e, de fapt. Aici e întrebarea. Mai respiră. Și întrebarea de pe la mijlocul mesei, când îmi dai și mie banii aia înapoi? Apropo, știi? Te mai las cu banii aia? Când îmi dai și mie banii aia înapoi? Da, pentru asta l-am invitat. Apropo, pe cozonacul Sergiu din Bucăra. Nu că n-am. Da. Dar evident, bucuria dentiștilor masa de Paști, mai ales cu ăștia care fac nu mâncați cozonaj de la necunoscuți, că îi fac special ca să vă spargă dinții. Da, coaja de nucă. Da, da, da. Aia. Ce trebuie să... Cum trebuie să te comporți ca să scapi cu viață de la întâlnirea asta? Trebuie să lauzi absolut orice bucățică de borhot pe care o guști? Trebuie să lauzi, n-ai cum, că după aia da, pornește scandalul, n-ai da. Ce să faci. Trebuie să faci asta. Soacra întotdeauna știe să gătească bine, nu? Absolut. Trebuie, indiferent ce se întâmplă, în unele cazuri trebuie să te prefaci că soacra știe să gătească bine, în unele cazuri trebuie adică, să te faci invers. Având în vedere că gătește prost în mod constant, poți să spui, e altceva față de anul trecut, fără să... Cea mai nu. Oribilă. Nu, nu e bine, nu? E mult mai bine. E ca aia cu... Și aia de anul trecut a fost bună, dar asta azi. Parcă e mult mai bună. Da? Da, da, da. Da. Parcă ai mai slăbită. De ce, era grasă înainte? Da. Și ai greșit. Da, răspuns da, greșit. Da, da. Ajuți să strângi masa? Se ajută? Trebuie să devii enervant dacă ajuți prea mult sau dacă da, stai deoparte? Da, în privința asta sunt două tipuri de oameni enervați. Adică sunt aia care insistă să te ajute să strângi, știi? Și aia care nu te ajută să strângi. Aia care nu te ajută sunt deranjanți că nu te ajută. Și aia care te ajută sunt deranjanți pentru că mai mult te încurcă sau pentru că știu ei mai bine cum se face și în ce ordine trebuie făcută treaba sau pentru că te fac să te simți prost că spală vasele și da. Dau cu mopul la tine în casă sau pentru că vrei să plece mai dau repede cu și... mopul? La tine în casă? Dar de ce ai dat cu mopul după masă? Nu înțeleg. Ce ați făcut acolo? Tu mai ai fost pe mine vreodată mâncând? Că sunt oameni care vin cu mopul la ei. Da. Da. De la... O să las asta să se așeze. Da. Da. Mop, mop telescopic, știi? Da, da, da. Da. Te aleg pe tine. Eu nu mai simt. Astea. Auzi, nu... Ce ziceți, băi, să-l ascultăm noi pe Radu Paraschivescu? Morning glory, morning glory, ciripesc privighetorii. Și bonjurică, hai că asemenea piesă de cultură rară auziți aici la Morning Glory. Și bineînțeles, a sosit momentul să ne luăm rămas bun. Nu? Pe curând. Rămas bun. Pentru că așa, așa se spune. Am început emisiunea cu ea ființă. Da, da. Nu? Și ne-am rămas bun. Am fost foarte delicați. Ne luăm rămas bun. Bun. Da. Mergem să dăm cu mopul. Dăm cu mopul la radio. Noi acasă. Și la radio. Deci nu că aici acasă. Avem mochetă. Da. Și la noi acasă. O să mai vorbim un pic despre masa de Paști. Poate chiar și mâine, Sergiu, ce zici? E, să nu exagerăm. Da, așa poate vii mâine. Da. A, dar nu, rămân aici. Așa ca în să familie, și să rămânem. Da, 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 da. Și numai bine. Mm-hmm. Numai bine. Mâine mm-hmm. și punem gândul ceva bune. Pe masă. Da, uite, chiar așa, da. Da. Chiar să nu ne batem chiar joc așa. Ce punem pe masă? Nu punem nimic pe masă. Ei, suntem în post. Alo. Punem Aivar. Nu. De ce nu? Nu punem, nu punem. Păi, da, Aivarul trebuie să-l mănânci cu un pic de pâinică. Și? Și? Pe ce pâine ai de post? Postul pe care îl ținem noi? Nu. Nu permite. Da, da, luăm de la cartonașe. Luăm cu cartonașe. De la bun. Luăm cu cartonașe.
Da, cartonașul integral. Exact cum caviarul nu-l pui, cu, îl pui cu ceva de lemn. Da. Corect, da, așa, așa. Bun, în fine. Acum suntem în post, la virșlii de săptămâna trecută. Pe măcar ultima săptămână să ținem post. A, da, așa da, este, da. Dacă nu, măcar ultima zi. Dacă da. Nici aia, măcar... Măcar înainte de spune. Mă rog, acum lucrăm pe Sergiu, care pare foarte pofticios, adică nu. Ești pofticios? Aoleu, da. Da? Da. Și mănânci mult miel? Nu. 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 Dar îți place mielul? Dar dacă ar fi să pompeze cineva... Să vină cu farfuria, să facă supraofertă. Așa. Mai am el, mai am el. Cum refuzi? Nu, mersi, că nu vreau să ajung cât tine? Nu știu. Da. Elegant. E o idee. Da. Sau, asta mi-a plăcut foarte mult. Care? Încă o bucată de miel. Hmm? Nu? Nu, nu știu care. Și fac lână. E un moment dificil totuși, dar complicat. Da. 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 Și în ultimul rând, bineînțeles, da, eu pentru cine am pregătit atâtea. Da, da, da. Așa. Unde dracu intră atâta în tine? Da. Asta aud eu cel mai des. Da? Dar n-ai mâncat nimic, abia te-ai atins de drob, ouă, friptură de miel, pască. Abia te-ai atins, da. Asta cu abia te-ai atins, da. Da. Și, normal, nu mai bea porcule. Ah, da. Asta e semn că sunt și cupluri de mult timp împreună, nu? La masă. Și, normal, gândurile noastre aleargă către cele sfinte și se pare că Dumnezeu a confirmat și nu prea că răpirea ortodoxă are loc fix la o săptămână după răpirea catolică. Măi, ce-i? Nu, nimic nu. Și putem să încheiem acum, pentru că am primit oameni în casa noastră, dar o să vină și Ciprian Muntele aici, după aia Boariu, după aia Crubaru și noi mâine plecăm în vacanță și ne bucurăm foarte tare. Și vă spunem la revedere! Silvia din Năvodar, Sergiu din Pipera, Muhăi din prelungirea prelungirii Ghencea, Dr. Agoș din Valea Stânii și Răzvan de la Brăila. Vă doresc să faceți cumpărături cu precauție, nu de la borbagaj, în niciun caz. Și, și nu cu stomacul gol. Da. Și rețineți aceste cuvinte. V-am zis să nu vă descalțați. Sună... Da, da. Sună frumos, da? Bun, ne mai auzim și mâine. O unică ocazie de a ne trimite aia pastă de euro. Și cam atât. Vă mai spunem încă o dată la revedere și Doamne ajută. Morning Glory on Rock FM.